Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitata mea de astăzi este doamna psiholog Daniela Dicu. Bine ați venit în emisiunea noastră, doamna psiholog. Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. A început anul școlar cu bucurie, cu stres, cu tot ce aduce el pentru copii și pentru părinți. Da. Ce ar trebui să facă părinții ca să gestioneze bine copiii acest an școlar? Da, într-adevăr este un nou început cu un carusel de emoții. Părinți stresați, copii pe măsură. Este un an pe care părinții vor alege cum să-l parcurgă. Greu să se programeze mental că va fi un an greu și atunci îl vor avea pe măsură. Sau să țină cont de niște lucruri mărunte, dar care vor face diferența și anul va fi mult mai ușor și mai ușor de parcurs. Da, exact, exact. Înainte ca părinții să treacă în a-i ajuta pe copii, aș vrea să punctez niște lucruri care consider că sunt importante. Vă rog. Și anume, copilul este influențat major de atitudinea și de afirmațiile pe care părintele le face despre școală. Copilul este mimetic, îi va copia comportamentul părintelui, îl va lua ca model. De asemenea, copilul este influențat de emoțiile părintelui. E foarte, foarte influențat. Să nu uităm că anxietatea este cea care e cea mai molipsitoare. Și cât și-ar dori să disimuleze un părinte acel stres, acea anxietate, mai devreme sau mai târziu copilul o va observa, o va resimți și o va prelua. Și atunci, și încă un aspect important, climatul familial. Avem liniște în casă, clar că vom avea un copil relaxat, un copil liniștit și parcursul în școală va fi unul diferit față de cel care trăiește într-un climat nu tocmai potrivit. Deci, înainte de toate, părinții trebuie să fie pregătiți, să fie bine ei cu ei, să lucreze pe acel echilibru și pe acea stare bună pe care vor să o transmită mai departe unui copil care să fie curajos, să înceapă școala cu detașare și cu niște emoții pozitive, eventual neutre, nu unele negative, pentru că va resimți pe măsură acest parcurs. Normal că un părinte anxios îi va transmite fricile și credințele lui și copilul va începe școala timorat, încărcat. Nici un părinte permisiv nu e tocmai ok. Prea, prea permisiv. De aceea, părintele trebuie să se gândească puțin înainte cum este el, ce are de lucrat el cu el și atunci își va ușura parcursul cu copilașul lui și îl va ajuta cu adevărat dacă va lucra pe aceste aspecte. Este foarte important să ținem cont, cred că voi, în discursul meu de azi, voi avea de multe ori voi repeta verbele a ajuta și a învăța. E foarte important să ținem cont de faptul că o învățare adevărată apare atunci când copilul creează o legătură emoțională, fie cu conținutul învățat, fie cu cel care transmite acel conținut. Și dacă ni se pare ciudat uneori să dezvolte o legătură emoțională cu sensul jucăriilor sau cu subiectul sau numele predicativ, atunci cel mai ușor ar fi ca părintele să creeze acea legătură emoțională cu copilul. Și ceea ce îi va preda, îi va da mai departe, copilul va integra cu mult mai multă ușurință, cu mult mai multă lejeritate. Și atunci este simplu, haideți, dragi părinți, să lucrați pe a crea acea legătură emoțională cu copiii dumneavoastră. Mulți vor întreba cum. Simplu, este foarte simplu. Interesându-vă de ceea ce înseamnă copilul dumneavoastră, interesându-vă, manifestând interes,
pentru interesele lui, pentru ceea ce își doresc copiii dumneavoastră, pentru ceea ce simt. În momentul în care un copil simte că părintele îi este alături, încearcă să-i identifice nevoile, să se plieze pe el, pe ele, să îl ajute cu adevărat să fie acolo, să-l încurajeze, să aibă să fie un suport pentru el, se va crea acea legătură emoțională și totul va fi mult mai bine. Poate că mulți părinți ați spune aici, da, dar copilul meu nu vorbește. Vorbește cu mine. Nu, da? Vorbește cu mine, da. Exact. Nu comunică așa cum mi-aș dori. Că vine de la școală și îl întreb ce ai făcut și îmi spune scurt și sec, bine. Ok. Și atunci pornim puțin în faza de început, când copilul este foarte mic. Dezvoltăm comunicarea. Să nu uităm ceea ce am punctat la început, copilul este mimetic, învață din comportamentul nostru. Și ce avem de făcut? Să comunicăm, să vorbim. Dacă de micuți începem să le povestim pe nivelul lor despre emoțiile noastre, despre ceea ce am făcut, despre interesele noastre, copilul burețel absorbe și va face, va prelua modelul parental și va da mai departe și totul va veni natural. Copilul va învăța, noi îl învățăm să comunice. E important și cum le transmitem acest lucru, pentru că dacă o facem, hai, trebuie să, mecanic, lucrul acesta este perceput de copil. Și atunci, hai să învăț și eu să comunic, o să mă ajute și pe mine. Dacă n-am făcut-o la timpul potrivit și voi observa la un moment dat în clasele 1-4 sau mai mărișor fiind copilul că există acel deficit în comunicare, măcar atunci încep să comunic eu altfel. Este clar că exemplul pe care eu l-am dat n-a fost unul potrivit. Și fac ceva. Observ, în spatele oricărui comportament se află o cauză. O identific, mă pliez pe ea și merg mai departe așa cum trebuie. Deci învăț să comunic altfel. Este foarte greu, mai ales că mulți părinți au servicii cu program prelungit și atunci timpul pe care îl au pentru a face toate aceste lucruri pe care le-a spus este destul de scurt. Este scurt, da. Ce pot face? Eu aș, de multe ori spun, îl faceți. Ok, există și situații în care este imposibil, dar măcar timpul acela de care dispunem să fie de calitate. Observ mulți copilași care au o grămadă de activități extrașcolare în timpul săptămânii. Da, sunt de acord cu acele activități, dar nu atât de multe. În fiecare zi, clar că nu o să mai rămână timp de a dezvolta acea legătură emoțională cu copilul meu. Când mai avem timp? Nu mai avem timp. Sunt importante, dar rezumați-vă la câteva, două, maxim trei. Nu zilnic și nu un program foarte încărcat. Și apropo de timpul de calitate, în momentul în care nu dispunem de el și avem în proporție mai mică, îl faceți de calitate și acolo încercați să dezvoltați acea legătură emoțională, interesându-vă de ceea ce înseamnă copilul dumneavoastră. Am părinți care spun, da, dar și în timpul acela liber nu mai vrea cu noi să ieșim, să facem activități împreună. Pentru că n-ați făcut-o la momentul potrivit așa cum ar fi trebuit să o faceți, să vă pliați pe interesele lui, le identificați nevoile, dar nu în funcție de ceea ce credeți dumneavoastră și de cum sunteți dumneavoastră, să-i observați pe copii și să le identificați nevoile lor. În momentul în care le identificați, clar că se punctează niște lucruri foarte importante. De ce nu-și doresc unii copii să mai comunice și să petreacă și acel timp scurt cu părintele, pentru că nu vorbesc același limbaj. A, tu asculți muzica asta, ce porcărie, te joci pe toate prostiile. Dragi părinți,
învățați să înțelegeți ce înseamnă muzica aceea, să o ascultați și dumneavoastră. Învățați să vă interesați de jocurile pe care le joacă copilul dumneavoastră. Dau din casă. Ajunsesem, da, să ascult ceea ce ascultă el. Și începuse să-mi placă. La rândul meu, l-am învățat să... i-am arătat ceea ce ascult și eu. Și-a deschis area de interes, a început să fie interesat și de alte genuri de muzică și așa i-am dat tonul, dar m-am interesat și de ceea ce ascultă el. De multe ori mă chema să-mi arate un joc nou. Eram interesată să văd despre ce este acel joc. Fiți interesați, pentru că uneori s-ar putea să aveți surprize negative. Să nu uităm că trebuie să controlați și conținutul informațiilor pe care le accesează pe internet și puteți face lucrul acesta simplu, dezvoltând acea conexiune cu copilul dumneavoastră, acea comunicare și arătându-vă interesat de ceea ce face el. Ei, creați această legătură emoțională cu copilul dumneavoastră, preîntâmpinați niște situații nu tocmai plăcute. Când spuneam la început de influența majoră pe care o are asupra copilului, atitudinea pe care părintele o are față de școală, discursul pe care îl are, aici mă voi puncta direct faptul că unii părinți s-ar putea să vină cu acele păreri negative referitoare la profesori, referitoare la ceea ce înseamnă învățământul a jale, profesorul cu tare e așa și așa. Ce poate prelua copilul? Cum se mai duce cu plăcere? Da. Nu trebuie să mințim frumos, să le spunem că școala este nemaipomenită și acolo se întâmplă doar lucruri extraordinare. Nu. Dar punctăm importanța ei pentru copilul nostru. Uite, o să întâmpin la un moment dat poate și anumite dificultăți, fișe multe, nu înțelegi. Există soluții și dacă dumneavoastră îl asigurați că îi veți fi permanent alături să depășească și acele situații mai dificile, poate unele eșecuri, pe care unii copii le numesc eșecuri, și dacă îl veți învăța că există soluții pentru absolut tot și că dumneavoastră veți fi acolo, parcursul lui nu are cum să fie greu, foarte greu. Aveți dreptate, am avut chiar eu un exemplu așa de exagerare din partea părinților în ceea ce privește pe profesori. La un moment dat, la o clasă din aceasta de informatică, mate informatică, a fost pus, după părerea părinților, un profesor mai slab la matematică, după părerea părinților. Precizez acest lucru. În atât de încrâncenați erau să-l schimbe pe acel profesor și atât de îngroziți că au pus acel profesor, de la un moment dat mă întâlnesc cu părintele unui coleg de-al fiului meu și îmi spune așa cu disperat: Mihai, ai auzit ce s-a întâmplat cu copiii noștri? Eu în momentul ăla am crezut că un accident sau ce știi ce s-a fi întâmplat. Și când mi-a spus despre ce vorba, m-am liniștit, da, că nu era. Deci vă spun, creează, păi cum să mai îl perceapă copilul pe acel profesor, cum să mai învețe, cum să-l mai stimeze, când în asemenea hal de, cum să spun, de panică era introdusă în familiile Aud părinți care spun: aoleu, începe școala. Copilul cum să se ducă cu relaxare dacă mama, aude pe mama cu aoleu și vai de mine? Da. N-are cum. Copilași mai mari, o să mă întorc și la cei micuți și la să punctez și cei care încep, dar... La clasa 0. Da. Sau mă pot opri acum. Cei care încep parcurs, grădinița, clasa 0. Părintele, atitudinea. La fel, ar fi foarte bine să aibă o atitudine relaxată și să-i povestească cu normalitate despre ceea ce se va întâmpla acolo. Să zice într-un mediu nou. Mediu nou. Mămici foarte anxioase pentru copiii care încep grădinița, pentru că nu mai au controlul total asupra lucrurilor care se întâmplă cu copilul lor și atunci le transmit acele emoții. De aceea, mămicile trebuie să învețe să-și gestioneze acele emoții, să
privească cu încredere că sunt într-un mediu sigur și că îi trimit să învețe, îi trimit în binele lor în acel mediu. Să-și dozeze ele anxietățile. Da, avem emoții, sunt normale, dar să nu ajungă ca gradul de intensitate să fie atât de mare încât să dezvolte anxietăți. Și lucrul acesta clar că îi influențează pe copii. Pentru pentru școlari, școlarei la început de drum, este important ca părintele să fie prezent în primii ani, să fie alături de ei în momentul în care învață, în care își fac temele. Le dau acel drum sănătos, bun, să-i ajute să-și organizeze timpul, să prioritizeze. Copiii n-au de unde să știe să facă lucrul acesta. Iar dacă de la bun început părintele este alături, îl ajută la teme, dar ajuta un copil la teme nu înseamnă să faci temele pentru el. Da. Înseamnă să fii acolo lângă el, să-i explici unde nu știe, să-l înveți să învețe. Pentru că din păcate am întâlnit copilași mari care nu știau să învețe. Și e trist, e foarte greu pentru ei. Și atunci, micuți fiind, dacă noi învățăm, identificăm stilul, îl ajutăm, îl pigmentăm mai multe variante ca să vedem ce îi se potrivește mai bine, îl încurajăm pe anumite stiluri, îi ușurăm munca. De asemenea, dacă de la început îl învățăm să existe constanță, consecvență în studiu, o să le fie mult mai ușor pe mai târziu. Încă un lucru important, să-i facem să înțeleagă că e foarte important să nu-și lase goluri, lucruri neînțelese, de fiecare dată să și le lămurească, pentru că de acelea o să se lege alte noțiuni, alte și golurile vor fi mult prea mari și mult prea greu de rezolvat la un moment dat. Să fie atenți în clasă. Sunt lucruri pe care eu le-am transmis fiului meu și în clasa 8-a mi-a spus: e foarte bine că am ascultat de lucrurile acestea, pentru că mi-a fost mult mai ușor. Cum îi formezi începutul, așa o să-l ai, îi ușurezi traiul și ți-l ușurezi și automat și ție ca părinte. Dar fiți acolo la începuturi și dați-i acel start sănătos. Creați acea rutină zilnică. Un copil care are un program haotic nu are cum să funcționeze bine. Acel învățat constant, acea consecvență în învățat, explicați de fiecare dată de ce. Poate îi se pare mai dificil la început, dar explicați că creierașul își formează capacitatea de concentrare, de memorare, de atenție, dându-i informație, nu odată la, permanent. Și cu cât o să învețe constant, cu atât o să învețe mai ușor. Dacă îi dau câte o bucățică în fiecare zi, o lecție pe care poate la început o învăț într-o oră jumate, mai târziu, având exercițiu, o voi putea învăța în jumătate de oră și voi avea timp și pentru altele, deci este în avantajul meu. Dar părinții trebuie să țină cont de lucrurile acestea și să fie acolo, alături de copilași. La copilași mai mari, în această perioadă de început de an, am identificat de multe ori anxietatea anticipatorie. La ei apare pe un precedent. Parcursul pe care l-au avut în ceilalți ani nu a fost tocmai ok. Există care ar fi cauzele? La unii copii rezultatele școlare au fost slabe, la alții o relație disfuncțională cu un profesor sau mai mulți profesori, o integrare proastă în colectivul clasei, ridiculizați, marginalizați, respinși, sau presiuni din partea părinților, expectanțe exagerate. Și într-un astfel de caz, dacă legătura emoțională cu părintele ar fi existat, ei ar fi identificat de multă vreme aceste lucruri, le-ar fi preîntâmpinat sau le-ar fi rezolvat mult mai devreme. Pentru că copilul
ar fi comunicat mult mai ușor cu părintele, uite, nu mă descurc la asta, la asta. Voi reveni la ultimul aspect, expectanțele exagerate sau presiunile părinților. Și aici este o problemă. Vezi să-mi vii acasă cu note mai mici de 8. Da. Vezi să fii mai slab decât Cutărescu. Copilul nu se... cu ce plăcere se va mai duce la școală? Cum va percepe școala? Va fi în tensiune permanentă? Îi va fi teamă, se va gândi de fiecare dată, eu trebuie să ajung la... sunt bun doar dacă, își va condiționa valoarea. Eu sunt bun doar dacă, pentru mama, pentru tata. Și va fi un stres permanent pentru el. Nu transformați școala dintr-o presiune, dintr-un mediu pe care să-l perceapă cu dificultate și cu abreacție copilul. Ajutați-l altfel. Copilul dumneavoastră este la fel de valoros chiar dacă ia și o notă mai mică. Învățați-l și învățați și dumneavoastră că acele note nu vă... copilul dumneavoastră nu se identifică cu acele note. De fapt, e o stare de moment. Acea notă arată nivelul cunoștințelor copilului respectiv la acea materie în acel moment. O notă mi-arată ce am de făcut. Îmi arată că trebuie să învăț mai mult, că trebuie să mă concentrez mai bine, să fiu mai atent, că posibil să-mi gestionez altfel emoțiile. Deci părintele trebuie în astfel de situații să fie suportiv, să-l facă pe copil să înțeleagă de ce și hai să vedem ce avem de făcut, să-l secondeze în a rezolva problema respectivă. Citeam zilele trecute pe Facebook, pe un grup, o doamnă, chiar o să o numesc Mihaela Șerban, mi-a plăcut foarte mult că numea, spunea la sfârșitul postării respective, haideți să facem, să fim cei mai mari fani ai copiilor noștri. E foarte, foarte frumos, a exprimat ceea ce trebuie să devenim noi pentru copiii noștri. În procesul acela de a-i seconda. Hai să se simtă importanți, să-i facem să se simtă importanți, valoroși pentru noi și că suntem acolo. Nu trecem în partea cealaltă în a fi extrem de permisivi, în a le da ce vor, când vor, cum vor, dezvoltându-le intoleranța la frustrare și alte lucruri care sunt și ele nesănătoase. Nu, dar haideți să fim acolo pentru ei, cu toată dragostea, dar fermi, și ajutându-i, nu împiedicându-i. Mai ales în perioada adolescenței, ei, copiii, vor mai multă independență. Da. Cum reușim să gestionăm acest echilibru între control și independență? Da, revin la ce am spus mai devreme. Dacă se creează acea legătură emoțională, dacă comunicarea este una eficientă și copilul învață să spună ce îi place, ce nu îi place, ce își dorește, ce nu își dorește, eu îl creditez, îi las doza aceea sănătoasă de libertate, îi dau voie să îl învăț în tot acest parcurs să-și asume consecințele logice și naturale. Și atunci, da, pentru că pubertatea vine la bagaj cu și cu acele transformări pe toate planurile, inclusiv hormonale, și fluctuațiile emoționale sunt frecvente și de multe ori apare acea răzvrătire, apare, dar sunt lucruri care pot fi gestionate înțelegându-l copilul în momentul în care se simte înțeles și că ești acolo lângă el, nu este singur. Veți ajunge la acel punct comun. Nu va mai avea tendința să se îndrepte către grupuri inadecvate, unde se va simți înțeles, acceptat, necondiționat și așa mai departe. Și atunci, da, tot noi trebuie să lucrăm cu partea aceasta, a-l înțelege, nu a-l blama, nu a-l judeca. Aoleu, iar asculți porcării din alea, iar îți faci freza nu știu cum, iar dragi părinți,
acceptați lucrurile acestea, nu mai raportați la ce vă doriți dumneavoastră, la cum ați fost dumneavoastră în, la vremea respectivă. Acceptați diferențele și învățați că chiar dacă este al dumneavoastră, e diferit. Ne apropiem de finalul emisiunii. Deja? Aș vrea să mă pun totuși o întrebare, să mai discutăm ceva despre oboseală. Într-un sondaj care s-a făcut pe un număr mare de copii, în care au fost ei rugați să identifice și să dea note oboselii, fricii, fericirii și așa mai departe, rezultatul a fost al acelui sondaj că cel mai tare sunt afectați de oboseală. Probabil și din cauza programului foarte încărcat în care sunt, a programei școlare încărcate, a temelor multe. Cum să gestionăm această oboseală? Formând o rutină zilnică sănătoasă, de la, cum spuneam, de la bun început, învățându-i să învețe constant, și limitându-le timpul și pe ecrane. Sunt copilași care stau uitați, afectează, stau uitați, după care la teme nu mai dau randament sau pe românește o lălăie până seara târziu. Nu mai au acel exercițiu, nu folosesc creierașul zilnic sănătos și atunci fac și mai greu temele. Da, se acumulează oboseală plus activități foarte multe extra. Și atunci, dacă părintele, clar că este, există o cauză în spatele acestei oboseli și trebuie să vadă puțin programul, rutina zilnică, programul copilului și să îl gestioneze altfel, să găsească o altfel de variantă. Pentru că nu, un copil nu va ști să-și gestioneze singur. Și atunci noi trebuie să intervenim ca părinți, să găsim cauza și să structurăm altfel programul copilului. Cum să luăm de la calculator? Cum să devin... De la bun început să punem acele limite. Copilul stă uitat în momentul în care nu are niște limite. Și atunci intervenim noi, părinții, control parental. Trebuie să vedem și conținutul, să fim atenți și pe conținutul pe care îl accesează, pentru că s-ar putea să existe surprize mari și neplăcute. Și atunci, de la bun început, ok, până aici există un acces la ecrane. După care, de aceea vorbeam la început, de acea rutină zilnică sănătoasă. Da, un copil care va dezvolta o rutină zilnică sănătoasă va avea timp și de sport, și de stat pe calculator, și de ieșit cu prietenii. Dar învățatul va fi învățat, va fi prioritar. Îl trasăm ca fiind prioritate, îl integrăm prin exercițiu zilnic, prin constanță, consecvență, o deprindere, o obișnuință se formează în 8 săptămâni. Suntem acolo alături de el și îl ajutăm ca să integreze lucrul acesta și atunci totul va veni natural și mult mai simplu. Dar dacă lucrurile au scăpat de sub control, atunci părintele clar că trebuie să intervine și să modifice ceva în programul copilului. Prin a fi fermi. Cum să-i... Copilul, da, va părea acea atitudine de revoltă, până acum s-a putut și de acum încolo nu se mai poate. Nu se mai poate pentru că îi explicăm frumos de ce și se va obișnui cu timpul. Dar noi trebuie să fim fermi aici. Pentru că dacă formăm precedentul și hai să-l mai las o oră, hai să-l mai las jumătate de oră, da, va face tot mai urât data viitoare, pentru că prima dată a obținut. Și atunci se va lega de precedent și vor escalada lucrurile. Dacă mai avem câteva minute... Da, acum mi-a venit în minte și m-aș adresa părinților referitor la bullying. Am început școala și aș ruga în primul rând părinții să-și învețe copiii să accepte diferențele. Să-și învețe copiii să... Nu râde de un copil care este îmbrăcat mai sărăcăcios, care nu este atât de dotat intelectual, care face niște greșeli, care este mai retras, care este altfel. Haideți noi ca părinți să le dăm tonul.
la lucrurile acestea. Fenomenul este tot mai răspândit și afectează tot mai mult. Și atunci, dacă noi ca părinți încercăm să le transmitem lucrul acesta altfel și să insistăm puțin asupra lui, eu cred că s-ar putea face ceva. Doamna psiholog, vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația mea și cu siguranță veți mai fi prezente în emisiune să discutăm și alte teme, pentru că sunt foarte multe. Da, sigur că da, cu drag și mulțumesc și eu pentru invitație. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.